discutăm astăzi despre agricultură, industria alimentară, dar mai specific despre gust, despre sustenabilitate și despre produse tradiționale. Teoria mea este următoarea. Multinaționalele când au venit în România, cele din industria agroalimentară, au venit și practic au venit la de gata. Deci, în mintea noastră de consumatori români era Cașcavalul Dalia, Sana, Chefirul, Uh, salamurii uh, deci, Absolut tot. Aveam gustul ei n-au mai avut nevoie să testeze și dar să inoveze pe prin urma, gust. Nu? Păi nu, nu era, e, că e e era intelectuală. Noi am trecut de la industria agroalimentară socialistă la una capitalistă. Rețetele, standardele alimentare au fost puse la liber din 1998. Și atunci un ziarism m-a întrebat la un moment dat, dar de ce sunt atât de mulți producători de cașcaval Dalia? Și a fost o întrebare bună, pentru că în Franța nu găsești o mie de producători de camembert. Nu au fost înregistrate acele denumiri. Da, da, da. În primul rând. Eu să da, fie înregistrat da, la OSIN o după registrată. care bătut la porțile Europei cu documentația aferentă cu, pe care dumneavoastră știți să o faceți. foarte bine. Dacă Dalia era al cuiva, Aici era primul. Trebuia al cuiva trebuie al cuiva trebuie să fie dar dacă al cuiva. se produce da. într-o zonă. În ultimii ani la noi s-a cam uniformizat cu Adică merg și ei produse tradiționale. Și aici vreau să, să spun că și turiștii sau cam săturat puțin de România și nu greșesc cred foarte mult. Pentru că intrând pe la Banat, ce găsim în restaurantele noastre turistice, specifice. Da? Avem așa câteva ciorbe dintre care. Banat vorbim, da? Rădăuțeană, de burtă, de văcuță și cam, cam atât. Cam astea. După care urmează micii fasolea cu ciolan și sarmale. Cam acestea sunt produsele pe care le găsim în Banat, în Crișana, în Oltenia, adică în Moldova. În Dar întrebarea e în Europa. i rog. În Europa e altfel, în statele europene e altfel, adică. siguranță. E mai o să, local, mergem, da? o să vedem. Toscana are produse specifice, așa cum e în Provence, în Franța, au produse specifice, deci, dar și accentul produse specifice e mai, mai mare decât în România. Pe regiune. Rog, pe regiune. Cea mai mare dificultate pe care am văzut-o întotdeauna și despre care autoritatea nu vorbește și nu se vorbește în public este următorul lucru, că pentru un produs care trebuie atestat pe schemă de calitate, pe regulament european, trebuie să ai o asociație. Uniunea Europeană nu dă bani la SRL, nu dă bani la privat, dă doar la asociații și asta nu se înțelege. Am o poveste care a uimit pe toată lumea și am fost acolo și am văzut. În nordul Italiei se producea o brânză timp de patru luni pe an, cât că era sus în munte. Când le aduceau jos, laptele era diferit, iar brânza de sus, uh, bito, bito se cheamă, uh, se învechește și peste 10 ani, de-abia după vreo 7-8 ani este bună de mâncat. Are o perioadă de maturare Bun, și au făcut o schemă de calitate cu această rânză? Le-a interzis Uniunea Europeană să o producă. De ce? Pentru că sus, la munte, nu aveau nimic din ceea da. ce obligă Uniunea Europeană. Și ce au făcut? S-au adunat, artizanală, artizanală. adunat toți producătorii de această brânză artizanală. Au plătit niște oameni care, unul a făcut o documentație cu florile, plantele care se găsesc Ale. sus la munte, și unul cu laptele, diferențierea acelui lapte, rezultatul... s-au dus la Uniunea Europeană și zis, noi vrem să facem patru luni pe an acolo. Rezultatul le-a dat voie fiecăruia ca în grota pe care o are practic o grotă da? Da, da, da. să aibă un cazan din cupru. Okay. Și un obiect pentru amestecarea laptelui. Este singura condiție pe care le-a impus-o Uniunea Europeană. Vreți să-l faceți? Acolo trebuie să fie așa. Care ține și mai fost... mult de siguranța sanitară. Siguranța atât, alimentară. Atât, da, și de siguranța alimentară. Uniunea Europeană încurajează, finanțează astfel de abordare, adică mai locală, mai regională pe produse locale. Ca să ce e de în România. Sperăm anul ăsta să financeze și școlile de profil. Uh -huh. Ideea este pe cine să finanțeze dacă noi nu ne asociem?